Se pare că v-a plăcut destul de mult clipul cu Traumatrix, așa că am decis să continui cu acest subiect și poate chiar să fac o serie dedicată acestor dispozitive Omnitrix fanmade. Astăzi vom vorbi despre Shakitrix, ce anume un Omnitrix cu o poveste fanmade destul de interesant așa, care face referire la celebrul dispozitiv al lui Ben Haideți să explorăm azi această versiune de Omnitrix. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi nu uitați să spulverați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Speedy care zice Comentariu pentru algoritm. Speedy sper și o să ajungă algoritmul cât mai departe și să aducă mai multă lume în comunitate, foarte important. Acum să ne întoarcem la Shakitrix. Povestea acestui Tricks începe într-un context puțin diferit față de cum suntem obișnuiți în universul din Ben 10. La un moment dat când Max Tennyson încă activa ca instalator, s-a întâlnit cu Asma, creatorul original al Omnitrix-ului. În timpul unei discuții, Max a venit cu o idee mai puțin obișnuită și a propus ca pentru a aduce pacea în univers să fie dezvoltat un dispozitiv care să permită orică. Carei specii să se reproducă cu oricare altă specie din univers. Practic, Max credea că dacă toate speciile din univers ar avea niște urmași comuni, asta ar uni galaxiile și ar preveni conflictele interplanetare. Astfel a luat naștere acest Shacketrix, un dispozitiv care îi permite purtătorului să se reproducă cu orice specie din univers. Asmuth a fost de acord cu această idee inovatoare și a creat acest Shacketrix. Dar înainte ca dispozitivul să ajungă la destinație, nava care îl transporta a fost atacată de Vilgax. Cum era de așteptat, Vilgax și-a dorit să pună mâna pe acest dispozitiv pentru a-și construi o armată de hibrizi puternici, folosindu-se de tehnologia aceasta a Shakitrix-ului. Povestea continuă în stilul caracteristic din Ben 10, care ajunge în final în posesia acestui Shakitrix. Însă când îl activează pentru prima dată, pare că nu se întâmplă nimic. Totuși, după câteva încercări, Ben descoperă că Shakitrix-ul are o funcționalitate interesantă. Îi permite să se transforme în versiuni feminine ale extraterestrilor, pe care îi cunoaștem deja. Această schimbare ne neaș adaugă o nouă dimensiune așa acestui dispozitiv, transformându-l într-un Omnitrix destul de unic așa în universul din Ben 10. Conceptul de hibriz dintre oameni și extraterestri nu este complet nou în acest univers din Ben 10. De fapt, în seria originală se discută despre posibilitatea existenței acestor hibrizi. În mod interesant, există și speculații că până și Ben ar putea fi într-o anumită măsură extraterestru, având în vedere că Max, bunicul său, are un trecut destul de complex în acest sens. Desigur, Shacketrix-ul are pe o notă diferită față de Omnitrix-urile tradiționale. Este violet și lila, culori care îl fac așa să iasă în evidență și oferă lui Ben posibilitatea de a interacționa într-un mod mai apropiat așa cu orice extraterestru din univers. Acum, ca să fim sinceri, dacă ar fi după mine acest Shaky Trix, pare mai mult o scuză pentru ca fanii să creeze artă nației safe work cu Ben 10, sincer. Dar, hei, acesta este universul fan până la urmă. Cum sunt curios, voi ați auzit de acest Shake Trix? Credeți să sa cu comentarii mai jos și vă mai vorbim. Iar dacă vreți să vedeți cum acel Krabby Patty din Spongebob poate ajunge în lumea reală cât de curând puteți da un tap chiar aici.